Suntem pe data de 30 martie 2024 și am zis că neapărat trebuie să vă arăt și acest film, adică această colonie, fiindcă ești începător sau se întâmplă ceva și ai colonii mai micuțe. Cum este aceasta, da? Dar înainte de frig sau în timpul frigului, trebuie să aveți în vedere mâncarea. Și am să vă arăt de ce. Deci această colonie a iernat pe două rame. Acum 5 zile am adăugat o ramă cu miere, care acum e plină cu polen. Deci, țineți minte, este pe două rame. Aici mai are mâncare, nu i-am descăpăcit-o. A iernat pe două rame. Bun. Nici nu i-am scos încă hrăniturul ăsta mic. Și ea a construit aici făguraș de trecere, le zic eu. Nu le curăț de obicei. Făgurașii de trecere au rolul lor și nu le curăț. Facilitează trecerea albinei. Mergem mai departe frumos și cele două rame trebuie acum să-i facem loc. Facem loc, fiindcă și această colonie la rândul ei se va dezvolta paralel cu câtă albina are. Aceasta este rama cu puiet. Și mă uit de puietul larvar, există larve și de 7 zile, 8 zile, în toate stadiile, este foarte frumos. Puietul este sănătos, arată totul foarte bine. Și totuși există o problemă, chiar dacă este micuț. Problema spațiului de lucru. Și acesta o să-l facem acum. Atâta tot că la aceste colonii mici, peretele îl dublesc cu o placă de polistiren. Această placă de polistiren dublează peretele și oferă o anumită izolație acestei mici colonii. Deci iată ce de albine cu polen vin pe această ramă care n-ar trebui să o blocheze cu polen. Dar ea săraca nu mai are spațiul de lucru. Spațiul de lucru lipsește cu desăvârșire. Bun, și acest lucru va înfrâna dezvoltarea coloniei, chiar dacă ea este micuță. Bun, și ce voi face? Pe lângă această ramă cu mâncare, care am introdus-o lângă cuib înainte de vremea rece, eu i-am mai descăpăcit și o ramă cu mâncare, care acum este goală. Această ramă goală o să introduc în spațiul de lucru. Așa. Aici va acum această mică colonie, are și ea spațiu de lucru. Încă un lucru de precizat, pentru a facilita albinei, a facilita albinei trecerea spre diafragmele, spre ramele cu mâncare de după diafragmă, eu las diafragma în jos. Și acum caut să văd ce rame mai am pe aici, ca să-i descăpăcesc. Mi-ar plăcea una mai plină cu mâncare, dacă ar fi. Și este. Deci nu mă joc cu... Dacă vreau să dezvolt o colonie mică, nu mă joc cu mâncarea la ea, da? Nu acolo cu sute de grame de mâncare, nu. Vic cu 3 kg de miere. Ce
Deci asta este o ramă 2,5 kg, 3 ar. Bun. Și această ramă eu o introduc. Acum, fiind începător, nu ai această posibilitate. E greu să ajungi la acest nivel de a pune deoparte rame cu mieră. Dar aveți răbdare. În primul an se poate folosi turte fără problemă. În acest caz, puteți să faceți turtă energetică, să aibă la dispoziție albina. Dacă nu aveți această ramă, puneți turtă energetică. Vedeți că aduce polen, nu e nicio problemă să aveți rame goale. În cazuri extreme, se poate pune foaie la construit, fiindcă ești începător și nu ai rame. Așa. Descăpăcesc. Deci e de luat în calcul că a iernat pe două rame. Nu este nicio problemă să fie bine tratați, să nu uitați niciodată de varoa. Indiferent, eu am studiat ani de zile acest parazit, trebuie studiat exact ca și albina, fiindcă face parte din colonia de albine până la urmă. Și cu cât o cunoști mai bine, cu atât poți să te descurci mai bine cu ea. Așa, și acum aici albina are trecerea foarte, foarte ușoară spre miere, spre mâncare. Și acum regina, dacă vrea, poate să-și extindă cuibul așa cum dorește. Deci nu mai este nicio problemă. Și colonia va crește undeva la sfârșitul lunii mai, da? Eu zic că mai repede această colonie va fi bine extinsă. Și fiindcă anul acesta vreau să folosesc metoda ursul, va fi foarte bună de a face înmulțirea. Și acum, ce matcă este mai bună? O matcă care din două rame reușește să se facă pe 12 rame, sau o matcă pe 8 rame care se face și ea tot pe 12 rame. Bun. Să-i punem și lui vitamina C și minerale. O să le aibă la dispoziție aproximativ tot anul. Așa. Foarte fain. Foarte faină colonie. Eu am experiență mai multă cu ostea mici decât cu alea mari. În ultimii ani mai mult am cercetat ostea mari. Cu ostea mici deja cam știam ce și cum stă treaba, da? Cu ostea mari habar n-avea. Așa. Totul este în regulă. Data viitoare când vin la ea, sper să fie totul bine și frumos. Cam atâta, sper că v-a plăcut. Până data viitoare, numai bine!